Cuvântul interesant. Cuvântul interesant face parte, evident, din clasa adjectivelor. Arată o însușire a unui obiect. Aici îl avem în propoziția, atenție, urmează un număr interesant. Este dansează un elefant, sigur, este un enunț complex, dar cu două propoziții. Urmează un număr interesant și propoziția 2, dansează un elefant. Pe noi ne interesează propoziția 1, urmează un număr interesant. O propoziție foarte ușor de analizat. Despre ce e vorba aici? Despre un număr. Acesta este subiectul. Ce se spune despre un număr? Că urmează. Un număr urmează. Acesta este predicatul. Adjectivul nostru se subordonează substantivului număr. Arată ce fel de număr. Număr interesant. Pentru că se subordonează unui substantiv, el îndeplinește funcția de atribut și se acordă cu substantivul număr în gen, număr și caz. De aceea trebuie să luăm, să aflăm genul, numărul și cazul substantivului. Un număr are genul neutru, un număr, două numere, numărul singular, cazul nominativ, pentru că e subiect. Aceleași categorii le va avea și adjectivul interesant. Prin urmare, interesant, adjectiv propriu-zis, variabil, are patru forme: interesant, interesantă, interesanți, interesante. Se acordă cu substantivul număr, neutru, singular, nominativ. Are gradul de comparație pozitiv și funcția sintactică de atribut adjectival.